Prim-ministrul Pavel Filip a avut o întrevedere cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, James Petit. Discuțiile au vizat cadrul actual al relațiilor bilaterale, anul 2017 fiind unul semnificativ în acest sens, dat fiind marcarea 25 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și SUA și direcțiile prioritare de colaborare dintre părți. Premierul a menționat că Statele Unite ale Americii este un partener strategic al Republicii Moldova, iar sprijinul oferit de SUA este foarte valoros și important. Pavel Filip a subliniat că anul 2017 trebuie să devină un an al dezvoltării economice durabile și al creșterii investițiilor și a exprimat angajamentul ferm al autorităților de a continua parcursul european al țării. Premierul s-a referit și la agenda de reforme prioritare, între care a evidențiat reforma administrației publice centrale, care este de o importanță deosebită pentru guvern. La rândul său, ambasadorul SUA în Republica Moldova a încurajat guvernul să continue eforturile pentru implementarea reformelor care au drept final îmbunătățirea nivelului de trai al populației. În mod special, diplomatul s-a referit la cooperarea dintre părți în domeniul economic și al consolidării democrației, domenii în care anul trecut Guvernul Republicii Moldova și Guvernul SUA au încheiat două acorduri de asistență pentru creșterea comerțului și a investițiilor în sectoarele cheie și respectiv pentru o guvernare democratică mai eficientă și mai responsabilă, cu o valoare totală de aproximativ 98,7 milioane de dolari SUA. Statele Unite ale Americii este un partener strategic al Republicii Moldova. Din anul 1992 a oferit asistență Republicii Moldova în sumă de peste 1,4 miliarde de dolari SUA, inclusiv 45 de milioane de dolari SUA în anul 2016.